Elena crește două fete de una singură și are mai multe joburi ca să poată face față scumpirilor. Este unul dintre părinții care face eforturi ca să le asigure copiilor ei lucrurile de bază. Încercăm să ne adaptăm. Am mai redus din cheltuieli, adică cât să le trebuiască la copii la școală, de cărți, de caiete, de așa, și facem rațiile pe săptămână. Am cam renunțat la, să zicem, ieșiri în parc, la Meg, că le mai duceam o dată de două ori pe săptămână. Acum se simt cu scumpirile, se simt cheltuielile mai greu. Pentru iarnă și-au făcut provizii, ceea ce le reduce din cheltuieli. Zacuscă cu ciuperci, untură, gem de căpșune. Și toate astea vă ajung în iarnă? Ajung mâine. Vor tăia din lucrurile care sunt în afara nevoilor primare, respectiv mâncare, întreținere și așa mai departe. Iar principala zonă de unde se poate tăia și de unde vor tăia cu siguranță mulți dintre ei este din zona de investiții în viitor. Educația fiind investiție în viitor. Toate lucrurile astea vor avea efecte asupra copilului. Situația este gravă nu doar în România. Pandemia și războiul din Ucraina au împins în sărăcie alte 4 milioane de copii din Europa de Est și Asia Centrală, potrivit datelor UNICEF. Asta e o creștere de 19% față de 2021. În România, în momentul anului 2022, erau 56.960 de copii, adică aproape 57.000 de copii români trăiau în sărăcie extremă. Asta înseamnă că trăiau cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi. Ministrul Familiei spune că va construi 150 de centre de zi cu bani din PNRR, unde aproape 1 milion de copii vor putea mânca o masă caldă. Suntem în curs de implementare cu centrele de zi. Copiii care vin din familii vulnerabile au posibilitatea ca la sfârșitul programului școlar să primească o masă caldă, să primească consiliere, susținere psihologică, poate chiar să facă un duș cu apă caldă, poate acasă, nu au aceste condiții. România s-a angajat să reducă numărul copiilor expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel puțin 500.000 până în 2030.